A fost externat 3 din cei 30 de copii care au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu salmonela la un centru de agrement din municipiul Chișinău. Din acești 30 de copii, 27 au fost spitalizați, deci 5 din ei au mers către Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, ceilalți la Spitalul Municipal de Copii de Boli Infecțioase. Din 22, 3 deja au fost externați la ziua de astăzi, ceilalți 19 rămân și ceilalți 5 rămân deocamdată spitalizați în monitorizarea doctorilor. Starea este satisfăcătoare. Minorii au ajuns la spital după ce au luat masă la cantina centrului de agrement. În urma incidentului, angajații ANSA au făcut verificări și au constatat că tabăra cu sejur de zi nu avea autorizație sanitar-veterinară și nici permis de funcționare. De cealaltă parte, administrația taberei spune că a activat pe baza unei autorizații sanitare de la Centrul de Sănătate Publică, iar copiii s-ar fi intoxicat cu produse alimentare livrate de o companie de catering. ANSA a deschis o anchetă în acest caz și atât administrația centrului cât și firme de catering au fost sancționate.